faci acolo, Corina? Mă bucur că imaginea dumneavoastră a fost de șoc. Vedeți restaurarea după cele 4 straturi care au fost date în etapa de restaurare. S-a văzut tema orașului pe care o avem în acest moment în spate. S-au văzut culorile care erau de alt pastel față de ceea ce aveam noi în sală. Și cred că suntem bucuroși de modul cum arată în acest moment sala festivă. Evident că va fi o descoperire foarte frumoasă și pentru cetățenii din municipiul Arad. Mulțumim celor care lucrează cu mare stăruință la acest lucru frumos al municipiului Arad. Cum ați observat, merg destul de bine. Încă de la pregătirea licitației în oferta de încărire sarcini s-a prevăzut ca ofertanță trebuie să aibă în echipa de ofertare și restauratori. Eu, pentru că sunt în prieten foarte bun cu profesorul Puiu Boldura, mi l-a recomandat pe domnul profesor Darida. Darida, care este coordonatorul tuturor lucrării de restaurare și în lipsa lui e doamna care v-ați cunoscut-o. Ați dificultă, spuneați că unele elemente sunt foarte fragile. Normal, pentru că sunt fragile pentru că, așa cum vă povestea și colega noastră, toată ipsăria asta, ștucatura asta, în interior, este goală. Și e ca un borcan. Pentru că dacă era plină, era cu mult mai grea și atunci nu rezista să fie suspendată atâția, chiar 100 și ceva de ani. Și considerăm că sunt elemente originale care sunt sus. Pictorii restauratori s-au străduit să aibă și să găsească, așa cum de fapt a dorit și beneficiarul, ca elementele originale să fie puse în valoare.